Reprezentanții Patronatului Medicilor de Familie Nemț susțin că recenta întâlnire de la Prefectura Nemț referitoare la necesitatea impulsionării campaniei de vaccinare antirujeolică a dovedit și o serie de măsuri ilegale. Vicepreședinta Patronatului Medicilor de Familie Nemț, dr. Argela Bica, susține că restanțele la imunizare, în special împotriva rujeolei, sunt cauzate de lipsa dozelor de vaccin care nu au fost asigurate în mod constant și în totalitate de către Ministerul Sănătății. În primul rând, măsurile astea erau și înainte, deci nu e nimic nou sub soare. Faptul că nu s-a vaccinat a fost din cauza lipsei de vaccin. Acum s-a primit vaccin și s-a vaccinat. Sunt în anumite comunități, în special comunitățile de romi, care refuză vaccinarea. Acei mediatori sanitari care sunt pentru acest sector, și înainte erau. Ideea ca în fiecare localitate să se înființeze centre unice de vaccinare este, în opinia reprezentanților Patronatului Medicilor de Familie, ilegală, ținând cont că legea responsabilizează doar medicii de familie în administrarea vaccinurilor. Legea nu vorbește de voluntariat, de medici rezidenți sau de studenți. Este însă de apreciat campania pro-vaccinare declanșată pe toate canalele media, care este menită să lămurească populația privind necesitatea imunizării copiilor în scopul prevenirii îmbolnăvirilor. Deci acele centre speciale nu se pot înființa pentru că, conform tuturor legilor din țara asta, vaccinarea se face la medic. Ori acele centre, ca să facă cu centru de vaccinare, nu are nici locație, nici dotare, nici nimic. Contract nu se poate face decât cu medicul de familie și vaccinarea se face la cabinetul medicului de familie. Asta este legislația în vigoare. Da, ei au spus că vor aduna și voluntari și medici rezidenți și... Nu există așa ceva, deci legea nu permite. Bine, dar n-ați ridicat problema asta la întâlnirea de la prefectură? Nu am ce ridica problema pentru că vaccinarea este asigurată de către medicul de familie și toți copiii sunt invitați la medicul de familie unde este înscris. Singurul lucru care este îmbucurător este acea campanie făcută de Ministerul Sănătății în mass media, în care atrage atenția mămicilor care au îndoieli și care nu au suspiciuni să vină la medicul de familie și să informeze. Populația trebuie să fie conștientă prin toate mijloacele posibile despre necesitatea vaccinării copiilor. Din fericire, în județul Nemț nu există situații de refuz al părinților în a-și imuniza copiii. Să nu mai asculte de toate inepțiile care apar pe oriunde. Mai ales pe Facebook. Spuneți-mi, la dumneavoastră, printre pacienți, aveți și părinți care au refuzat vaccinarea? Câte cazuri și cum ați soluționat? Nu am niciun caz de părinți care au refuzat vaccinarea. Dar cunoașteți la alți colegi? Cum ați discutat dumneavoastră la întâlnirea respectivă? Nu prea sunt, nu. Mai există și deci o altă... În județul Neam nu prea e problema refuzului vaccinării. Nici din motive medicale, nici din motive... Este altceva. În momentul în care există un motiv medical, se amână. Iar acei copii se recuperează ulterior. Deci cu indicația absolută să nu fie vaccinat nu există. Luna iulie este prima lună în care lucrurile au început să se miște în sensul că medicii de familie au primit cantități mai însemnate de vaccin, acoperind toată plaja de doze din întreg programul. Problemele cele mai mari există cu pacienții care nu sunt înscriși la un medic de familie. Restanțele se datorează lipsei de vaccin. Bun, acum când ministerul este amenințat cu, deci poate cădea, deci dosia a dat ordin că va cădea capul ministrului dacă nu rezolvă, s-a mai îmbunătățit sau mai recuperat din răspuns? Asta e prima lună, de la începutul anului și până acum, e prima lună în care s-a dat vaccin suficient.
Pentru toate, absolut pentru toate. Da, pentru tot programul. Ce se întâmplă cu acei în comunitățile în care există încă copii care n-au medic de familie? Că aici și este marea problemă. Aici asistenții comunitari, mediatorii sanitari, în fișa postului, de când funcționează aceștia, deci nu-i de ieri de azi, scrie acolo clar. Asistenții comunitari și mediatorii sanitari depistează acele persoane care nu sunt înscrise la un medic de familie și îndrumă, ia de mânuță și duce și înscrie la un medic de familie. Dar îi poate obliga? Nu-i poate obliga, trebuie să-i convingă că e mai bine să aibă un medic de familie, pentru că poate să se îmbolnăvească oricând. Și având în vedere legislația actuală, el trebuie să fie obligatoriu înscris la un medic de familie, indiferent care, pentru că este singura modalitate de a accesa gratuit servicii medicale. Cam câte asemenea cazuri avem în județul Neamț de pacienți nu care... Nu știu să vă spun, asta Casa de Sănătate poate să vă spună, din totalul locuitorilor județului, cât sunt înscriși la medici. Ministerul Sănătății are de rezolvat o mare problemă, aceea a acoperirii cu personal în domeniul medicinii comunitare, personal impus de recent promulgată lege a asistenței medicale comunitare. Sunt multe localități care nu au nici mediator sanitar, nici asistenți comunitari și ar fi bine să reușească în așa fel încât fiecare localitate să aibă astfel de cadre medicale. Din păcate, în județul Neamț există asistenți medicali comunitari doar în Bârgăoani, Bălănești, Bicalzchei, Bodești, Borca, Ceahlău, Crăcăoani, Dochia, Dămuc, Dulcești, Girov, Gârcina, Fărcașa, Hangu, Români, Poiana Teiului, Negrești, Dobreni, Pângărați, Săvinești, Zănești, Moldoveni, Tupilați, Grumăzești, Pipirig, Timișești, Botești, Pâncești, Petrican, Răucești, Ion Creangă și Oniceni. De menționat și faptul că situația total nesfăcătoare a gradului de imunizare a populației în județul Neamț, care nu depășește 50%, a fost motivul pentru care directorul Direcției de Sănătate Publică Neamț, Dan Moreciu, a fost demis de Ministrul Sănătății.